după ce a câștigat cel de-al doilea titlu consecutiv cu LA Galaxy sâmbătă după victoria cu 3 la 1 împotriva celor de la Dynamo Houston, David Beckham a tras linie. Aventura s-a terminat pentru starul englez după 5 ani petrecuți pe tărâm american. Fostul capitan al Angliei anunța că nu-și va mai prelungi contractul cu LA Galaxy, preferând o nouă provocare. Nu am nicio idee cu privire la viitorul meu club. Cel mai important este că am purtat acest tricou cu multă plăcere timp de 5 ani, astăzi am fost chiar fericit pentru că am cunoscut succesul cu LA Galaxy, a declarat britanicul. Ultimul meci pentru starul englez reprezintă și ultimul meci pentru americanul Donovan, cel mai bun marcator din istoria selecționatei Statelor Unite ale Americii, care și-a anunțat oficial retragerea după ce a devenit al treilea fotbalist cu 5 titluri în MLS.